Salutare, prieteni, și bine v-am găsit la primul episod din Farming Simulator 19. Ha. Sincer, să căutăm noi o hartă. Vă, care vă place? Hai, valem pe asta. Îmi place cum arăți ochii. Bun. Mergem mai departe. Pornește. Mergem pe felț prun. un tutorial, am făcut tutorialele, acum știm cât de cât despre ce e vorba. Să vedem acum. Dacă nu te-ai familiarizat încă cu aspectele de bază ale jocului, recomandăm parcurgerea primele două tutoriale sau turul ghidat prin Ravenport. Ok, lasă că noi deja suntem aici. Să vedem ce avem noi aici. Ok, ăsta e un tractor și ce avem noi aici în spate? Aici în spate mi se pare că avem o semănătoare. Ok. Putem intra în casă. Wow! La bucătărie. Avem și un laptop aici, nu? Ia mă, jucăm Farming Simulator. Fain. Sincer, îmi place. Hai mă, nu mai poate ieși pe ușă țăranul. Hei. Hey, man. Așa. Nici aici nu mai poate ieși țăranul, mă. Bun, aici avem o remorcă cu... un tractor cu o remorcă. Acolo ce avem? Aici avem un... lan de grâu. Ia să vedem, acesta e lanul nostru. L-a deținut de tu, grâu, gata de recoltat. Ok, atunci să mergem la recoltat. Se pare că trebuie să cumplăm această treabă. Cum era, desfășoară combină X, după care aveam un V de apăsat, cobor aparat de tăiere, după care era B, parcă pornește combină. Mergem un pic în față și apăsăm pe tasta H, ne bagă un țăran acolo. Aici ce avem? Aici avem de dat cu plugul, acesta e de dat cu plugul, ok. Hai să cuplăm, să vedem ce ne cuplează. Cuplează plugul. Cuplează greutatea. Cum schimbam noi asta? Dacă pe tasta G selectează unealta, da. Pentru că acum ne spune de contra greutate, acolo schimbăm pe tasta G. Coboară... îi spun... e cultivator, dar... nu sunt eu țăran, că nu am lucrat... nu am lucrat mult la câmp sau din acestea, dar... hai să-i dăm bătăi. Sunt asta H, merge. Mai dă un pic mai stânga țăranul. Ok. Aici avem această treabă. Aceasta e de semănat. Ok, o cuplăm și pe aceasta. Da, nu, nu luat. Am luat cea din față, ok, greutatea, contra greutatea, am luat-o, ok. Ce mai trebuie să vedem? Mai avem vreun teren prin zonă. Poate trebuie să plantăm ceva altfel. Hai să intrăm noi un pic pe hartă.
Să vedem noi unde avem magazin. Cred că acesta e, nu? Da. Cred că mă duc să iau o... Cum se cheamă? O treabă de făcut baloți. Să vedem. Pentru că am chef să pun un tractor să facă baloți. Dar... Ceva animale avem pe aici. Se pare că e cam pustiu. Ok, să ne uităm pe hartă cum trebuie să ajungem noi la magazin. O facem în stânga, la șosea și vom vedea. Am pus acolo să strângă grâul, să dea cu plugul, parcă era treaba aia, nu mă pricep eu chiar foarte bine cu treaba aceasta, dar dă-te în col de țăran de pe șosea. Așa. Pe aici undeva trebuie să avem magazinul, da? Uite acolo, cred că e. Ok, și intrăm la remorci, tehnologia de tăiere, tehnologia bumbacului, 300 tăiere de tăietoare, mașină, recoltat furaj. A, nu, astea sunt pentru grupe, că stivator, porumb, remorci, plunguri, grape motorizate, mașină de plantat, protecție cu scarii, ficator, cultivator. Ferăstraie. Transportul unui monocrocătoare pe roți, șasiul contra greutății. Remorci, mașini de porumb, nu. Tehnologia sfecului, nu. Porumb, nu. Pluguri, nu. Grape motorizate, nu. Mașină de plantat, nu. Asta e distribuitoare de îngrășăminte, nu. Cositor, nu. Mașini de întors fânul, nu. Rezervoare pentru îngrășăminte lichide, nu. Recolte, nu. Asta, nu. Asta, nu. 300 de zahăr, tăietoare. Remorci cu șnec. Ce fac remorcile astea? Remorci cu șnec. Sunt remorci care au nevoie de rem, nu. Deci asta. Astea recoltează tipurile de recoltă indicate, tehnologie de tras, de 300 de zahăr, cultivator, scarificator. Pregătește parcele pentru următorul semnal. Poate fi utilizată în loc de plug, stropitorile cu fertilizator, îmbunătățesc recolta parcelelor tale. Bine de știut. Bun, protecția recoltă, rezervoare pentru îngrășăminte, mașini de întors, fânul, windrover, asta ce face? Asta cred că strânge, dispune iarba, fânul sau păr în rândul sau brazde care pot fi adunate de remorce de floare sau presă de balotat. Ok. Așa, tehnologia fertilizatorilor, semănătoare, grape cu discuri, tehnologia aparate de tăiere. Aha, nu. Aici ceva trebuie să fie. Nu? Aparatele de tăiere se cuplează la mașinile de recoltat furaj. Nu asta. Unde mă?
Îmi spune și mie cineva unde găsesc treaba aia. De făcut baloți. Ce-ar fi să căutăm aici? Cositori? Las o baltă cu cositorile voastre și cu... Asta ce este? Astea ok. Nu înțeleg care e diferența între una și alta, dar... Eu nebunesc. Spuneți-mi ce se întâmplă cineva. De ce eu stau și pierd timpul aici? Doar căutând o... Astea sunt de cozite arma. Cușnec. Mașină de recoltat. Cum le recoltează tipul de recolt indicate? La mașină de recoltat furaj. Ok. Atunci, unde... Mașini de întors fânul, aparate de tăiere. Nu, măcar nu trebuie să taie. Cartof, bumbac. Ok, vin de vreo. Mă duc înapoi în tractor. Nu mai găsesc eu acea treabă, nu știu. Nu mai, eu am 50 la oră, cu cât merge țăranul ăsta din fața mea? Ok, avem 75% aici. Asta ne mai lăsăm. Am crezut că fac ceva bine, dar... Am crezut că au terminat treaba celelalte tractoare. Doar că nu. Ar fi bine totuși să mă duc să mai caut, să văd, să... Un col de țărani. Wow, tatai, ce m-a aruncat. Bine că nu-i departe magazinul. Serios, frate. Dă-te în col de mașină.
Am zis că e plină cu cereale. Ce sărăcie! Ok, avem pasta o extinde conducta. Greu se vorbește. Aici mai are puțin. Diverse semnături. Ok. Ok, și ce face treaba asta? Un porumbul greu și tot felul de orz și toate acestea. Sahăr cultivator. Wow, cât face asta, mă? 18,2 metri. Asta face... Hai de capul meu. Trebuie să-i tractor puternic. Care e diferența între aparatul de tăiere care se cuplează la combine de recoltat și astea de făcut furaj. Stai așa un pic. Aparatul de tăiere se cuplează la mașinile de recoltat furaj. Aceeași trebuie și asta, nu? Să zicem. Dar transportul animalelor, urcătoare pe șasiuri, contra greutăți diverse. Aici să fie la diverse ore. Rezervare transportă lichide. Și parcele. Cu acest subtraj poți restaura starea inițială a pământului. Ok, lasă-mi valdă. Asta nu știu ce -i. Această remorcă poate alte vehicule. Ok, nu mă interesează treaba asta. Pentru aparate de tăiere. Bun. Bine, încărcătoare frontale, animale. Asta transportă lichide. Ok,
Mixat fără amestecă la un loc nătăți cu înțelozat, fân și paie, cu care pot fi hrănite vacile. Ok, lasă o baltă, merge mai bine. Tot vacile pot fi hrănite. Baluți. Folosește baluți de paie pentru a acoperi pământul de grajdul vacilor. Ok. Acesta folosește baluți de paie pentru bla bla bla. Toate folosesc baluți de paie, dar nu găsesc una care să facă baluți de paie. Transportă lichide, da, știu că transportă lichide, asta știu. Să ieșim înapoi afară, să mergem, să luăm într-o... Asta încă nu a terminat, e bun. Aia am vrut să văd dacă a terminat, dar dacă nu a terminat... Fraților... Ala, știu pentru ce asta mă și colectează materialul de la sol și răstoarnă remorci, ok. Tractoarele sunt necesare pentru a ce după ele remorcile și unele unitele la chestiune de transport auto. Deci am diverse sarcini. Ok. Ok. Mașini de recoltă. Care e diferența între o mașină de recoltat și o mașină de recoltă furaj? Lasă mă să ghicesc, astea recoltează și cartofi sau nu știu ce sărăcie din pământ. Nu, și asta doar furaj. Nu? Ia să vedem. Nu, deci avem altceva. Ce sunt astea? Nu știu. Ok. Ba, frate, spune și mie cineva unde găsesc. Remorci de încărcare. Asta ar fi o idee bună, da. Dar să dau eu atâția bani pentru... Iarba, fânul sau paiele, se poate umple și cu pleava. Dar nu vă dați că ar fi de la grâu ceva. Silvic. Nivelatoare. Unde am intrat eu? Parcă nu erau astea până aici. Unde am intrat? Că acum am și tehnologie de balotat. Că mai înainte nu era. Să-mi bag palme. Ce face asta? Ok, asta simplifică adunarea baloților. 3 baloți, 16 baloți. Ok, 153.78.000, ok, eu am 98.000, să vedem. Expansion, ok, am nevoie 145 de cai, merge cu două ațele, transformă pe avesele, dar așa nu. Ce-ar fi totuși să iau poate ceva mai slăbuț? Ceva cred că s-a terminat de făcut. Mm-hmm.
Fac și vă rog pe aceasta. Ah, tu ai terminat de arată, e bun, nu-i problemă. Sau de dat cu discul. Ceea ce îți mai dau ție de lucru e să... N-ai făcut bine colțul acesta, colemul. Un pic să mă duc și până... Nu-i bun. O luăm pe de-a dreptul. Tataie, ce faci? Nu știi că viteza ucide, mă. Ce fac eu, mă? Trebuie invers, trebuie să intru în oaș. Ok, cum era? Indicator de brazdă. Ia ne deci așa ceva? Că nu am nevoie. Coboară. Deschide prealata. Are așa ceva? Are, mă. Angajează, pornește B. Care e ajutorul C? Ajutorul C e combina. Și spune că are rezervorul de cereale plin. Hai, întoarce-te odată. Că vine tractorul celălalt și vă intersectați și vă blocați. Parcă văd. Parcă văd că se blochează, nu? Mă, frate, tu ești bolnav.
Ups. Ok. Să coborăm și această remorcoță. Să mergem să o punem la făcut baloți. Ce mă, sare în sus? Ok, cam aceeași trebuie merge la toate. Ce, mă, nu-mi dă unul din asta? Bă, frate, nu pot să angajez om, n-a făcut baloți. Să nu te enervezi.
Așteptăm să întoarcă combina, după care vom opri și vom vărsa și greul cel mai are pentru a face această remorcă să fie 100% plină. După care cred că mă voi opri din funcționează, funcționează. Se pare că s-a umplut. Atunci vom pune un șofer să meargă mai departe pe aceasta. Iar noi biogaz, silos feroviar. Avem pe undeva o statistică. Ok, moara de gară. Vedem că moara pentru cereale ne putea să cel mai bine pentru grâu. Nu? 644. Atunci vedem să vedem Senoza agricol port, mare de gara, șură, senoz, biogaz, port, fabrică de lână, stație de var, magazin, casa de fermă, silos agricol, stație de benzină, moară pentru cereale aici. Ok. Vizitează, etichetează locul. Hai să dăm etichetează locul și să ne ajute în ce direcție era. În partea, aici magazinul, mergem spre magazin, după care în partea stângă. Să vedem ce bani facem pe remorca de grâu. Să închidem noi această treabă. Dar încet mai merge tractorașul ăsta. Ups. Rupem indicatorul. Oi, ce l-am aruncat. Vreau să vedem ce bani facem pe această cultură. Celălalt mergea cu 25 la oră, asta merge cu 53.
Trebuie să te gândești înainte de a face ceva. Mi se pare că merge greu la deal. Ne apropiem de zona unde trebuie să ajungem. Nu luăm așa pe de-a dreptul. Ok. Pe o parte al de jos. Șase mii 923. Nu e cine știe ce, dar e ok. Eu îmi place să o iau pe de dreptul. Am făcut o realizare. Ok. Cred că ne vom opri aici și sper să ne revedem într-un nou video, nou sezon. Ok. Salvează jocul. Ok. Părăsim.